Locuințele noastre sunt rezultatul evoluției de mii de ani a arhitecturii civile. Unele dintre caracteristicile lor bine cunoscute se regăsesc la palatele medievale, altele la umilele case țărănești. Oamenii trebuie să aibă un adăpost, însă locuințele au presupus, pe lângă necesitate, preferințe și gust. Populațiile nomade foloseau adăposturi portabile, precum corturile beduinilor, însă chiar și așezările sezoniere conțin locuințe semi-permanente. Odată cu permanența și nevoia de securitate, au avut loc două prefaceri importante. Apariția casei ca locuință pentru familii individuale și separarea oamenilor de animalele lor. După familie, cea mai importantă influență asupra arhitecturii civile provine din definirea ierarhiei sociale, un proces la modelarea căruia a contribuit construirea de locuințe. Aspectul arhitectural subliniază rangul și puterea, iar detaliile sunt copiate de cei ce doresc să depășească efectul creat. Palatul a influențat tipul și uzul celor mai umile case. Locuințele complexe s-au răspândit probabil din Asia. Casele mormânt și modelele din China de pe vremea dinastiei Han, 200 înainte de Hristos, 200 după Hristos, precum și structurile similare din perioada 200-600 din Persia Sanidă, sugerează că formele casei cu mai multe nivele au apărut în răsărit, cu toate că modelele din argilă de la Nayarit, în Mexicul de astăzi, arată că în America Centrală au avut loc evoluții paralele în acest sens în ultimele secole înainte de Hristos. Romanii datorau arhitectura lor civilă pe lângă multe altele exemplelor grecești. Edificiile cu mai multe apartamente, totuși, precum cele care supraviețuiesc la Ostia, pot să fi reprezentat propria lor contribuție la sistematizarea urbană. Romanii au adus cu ei o formă timpurie de încălzire centrală atunci când și-au extins puterea în nord-vestul Europei, dar principala moștenire lăsată de ei Europei medievale, alături de cărămidă, mortar și bolțile din zidărie, a fost planul de vila, ce avea să fie adoptat mai târziu de mănăstirea benedictină, cu biserica și casele ei de locuit dispuse în jurul unui atrium cu arcade. Echivalentul laic al mănăstirii a fost Marea Sală, probabil de origine germanică, cel mai adesea construită din lemn și mai rar din piatră, asigurând căldură, adăpost și un loc de adunare pentru senior și suita sa. În timpul invaziilor scandinave din secolul al XIX-lea și secolul 20 după Hristos, turnurile din piatră, cunoscute sub numele de donjon, au fost construite în Europa Occidentală ca loc de refugiu, iar castelul s-a dezvoltat ca un complex de structuri de apărare și de clădiri subsidiare în jurul donjonului. Marea Sală avea să fie atunci incorporată în donjon și construită deasupra unui beci de piatră boltit pentru a asigura o mai mare securitate. Astfel de săle aferente la nivelul întâi erau răspândite în Europa continentală. Sala mare din interiorul donjonului a rămas o caracteristică a castelelor timp de veacuri de-a rândul. Pe vremea când regele normand al Angliei, William Rufus, a construit Westminster Hall în anii 90 ai secolului al XII-lea, regii și seniorii se așteptau să aibă dormitoare separate, cunoscute sub numele de odaia. Regele putea să ducă o viață luxoasă în sala mare sau să ia masa acolo cu suita sa, dar ceea ce înseamnă viața privată se desfășura într-o serie de încăperi cu propriul lor personal de serviciu, din care făceau parte șambelanul, mareșalul, scutierii și servitorii odăii. În cealaltă parte a sălii, cu intrările mascate de un paravan, erau bucătăria, cămara sau dulapul de pâine și vinăria. Casele de țară medievale se conformau aceluiași model, cu unul sau două nivele, cu o sală centrală și aripi laterale într-o parte și cealaltă a casei. Cele mai mici case de țară erau compuse pur și simplu dintr-o cameră lungă cu o sobă la un capăt pentru gătitul sau afumatul cărnii și a peștelui și un staul la celălalt capăt. Casele de țară se extindeau adesea într-o parte, casa veche devenind un grajd sau un hambar, iar cea nouă aflându-se în continuare a celei din tâi. În general însă o casă, indiferent de pretenții, avea o ogradă în jur,
cu o bucătărie separată pentru a diminua riscurile de incendiu. În orașele medievale, bine delimitate cu ziduri și metereze pentru apărare și cu activitatea comercială concentrată în piață, prețurile fațadelor erau ridicate. Terenurile de construit erau înguste și lungi. În Europa de Nord, mai ales în orașele hanseatice nord-germane, a căror prosperitate depindea de comerțul la distanțe mari, spațiul se câștiga prin construirea pe verticală a caselor cu 3 sau 4 etaje deasupra nivelului străzii, dotate cu un elevator care să ridice marfa la etajele superioare. La nivelul străzii, partea din fața a casei era de obicei ocupată de o prăvălie, conținând un atelier cu vedere la stradă și o tejghea prinsă în balamale ce se putea ridica pentru a servi ca oblon, iar în spatele încăperii era o ieșire spre curte în care se găseau sala, bucătăria și dependințele. Casele mai mari aveau în spatele curții o grădină sau o livadă. Atât la oraș cât și la țară, la toate nivelurile societății, mobilierul era puțin și simplu. Mesele erau așezate pe capre, practică recunoscută în expresiile masă festivă și bufet, o masă așezată în picioare cu rafturi pentru căni și farfurii. Se putea găsi un singur scaun cu spetează pentru capul familiei. Acest scaun este și acum un simbol al autorității în cadrul comitetelor. Ceilalți ședeau pe bănci, pe scaune fără spetează sau pe lădițe. Bogăția se etala prin cuverturile de pat, platourile de argint, apoi prin draperii sau tapiserii și mai târziu prin covoare folosite ca fețe de masă. Alte obiecte de lux puteau apărea oricând. Regele Angliei, Edward al III-lea, avea robinete de alamă pentru apă caldă și rece deasupra băii sale de la Westminster în anii 1330. Între anii 1500 și 1700, perfecționarea armelor și a artileriei a contribuit la aplicarea legii și la menținerea liniștii și ordinii publice. Fortificațiile au făcut loc aranjamentelor arhitectonice. Casele au fost părăsite în favoarea palatelor și a caselor mari de țară. În Italia, redeșteptarea gusturilor clasice și învățătura din timpul Renașterii au permis apariția vilei independente, ce avea un efect profund la nord de Alpi, două secole mai târziu. În gospodăriile cele mai mari din alte zone, încăperile semi-publice sau private erau tixite cu mobilier din ce în ce mai elaborat, iar sala mare, odinioară centrul vieții domestice, a devenit o simplă intrare, funcție pe care și-a păstrat-o și în casele moderne. Aceste schimbări s-au răspândit cu repeziciune în secolul al XVII-lea și secolul al XVIII-lea, datorită sporirii clasei mijlocii, îmbogățite de pe urma negoțului și a altor profesii. În Europa, cu mult înainte de Revoluția Industrială, a avut loc o revoluție comercială bazată pe creșterea pieței pentru alimente de import și alte mărfuri, printre care și tutunul. Zahărul și cartofii au îmbogățit hrana zilnică. Ceaiul și cafeaua au schimbat deprinderile sociale și au stimulat comerțul peste ocean și folosirea porțelanurilor și a altor piese de veselă. Schimbările intervenite în regimul alimentar și sporirea averilor au impulsionat sporul populației. Rezultatul a fost o uriașă creștere a cererii de locuințe, construite după norme obișnuite, odată cu apariția căii ferate nedependente de materialele locale. Casele cu etaje retrase, ridicate spate în spate, în orașele industriale, erau un fel de coșmelii. Însă, vilele independente și cele semi-detașate au început să se înmulțească în suburbii și ofereau un grad mai mare de confort. Creșterea populației a impus o disciplină mai strictă în rândurile societății, mai ales în materie de igienă. Chiar și orașele medievale aveau fântâni publice alimentate cu apă prin conducte, dar acum robinetele și closetele cu apă curentă în casele particulare au prilejuit apariția unor noi industrii. Iluminatul și încălzirea cu gaz și cu electricitate au fost în egală măsură inovații importante. Modelele stabilite în secolul al XIX-lea au supraviețuit în mare parte și în secolul 20. În Anglia, casa semi-detașată în grădina ei, cu ușile din față și din spate, cu holul de la intrare, încăperi speciale și serviciile concentrate între patru pereți, reprezintă 2000 de ani de experimentări și tradiție, în timp ce apartamentele urbane de peste tot au toate facilitățile dispuse pe un singur nivel.
Ambele au echipamente electronice care au transformat multe din ritualurile domestice, precum mesele în familie. În același timp, se îmbogățesc gusturile individuale, iar căminul pare să cultive veacuri întregi de aici înainte.